Noi hotărâsem împreună cu mama mea, ani de zile în urmă, că ziua de naștere este o aniversare cu totul specială. Nu este o chestiune publică, o chestiune strictă de familie. Așa că aniversarul cu fel de fel de ceremonie, asta nu există deloc, era strict în cadrul familiei. În anii trecuți mult, eram cu mama mea singură, venea când mama ei, chiar bunica mea, sororile ei, și asta a fost tot. În decurs anilor, mare lucru s-a făcut. Din câte țuri o minte, nu s-a făcut aproape nimic în toți anii ăștia. Aniversarea principală care se făcea totdeauna, asta am înființat-o eu mai degrabă după anul 40, unde am zis că 25 octombrie nu, asta e stricta noastră. S-a rămas 8 noiembrie Sfântul Mihai, acolo se făceau diverse lucruri mult mai protocolare, ca să spun așa. I'm so pleased to have this opportunity of paying my respects to His Majesty, whom I've known ever since I was very small. And of course, the marvelous thing is he's exactly the same age as my father. And so, as they used to know each other when they were children, it makes the connection even more important. So, for me, on behalf of my family, it's a wonderful opportunity to express so many affectionate thoughts and wishes on this very special birthday, which I'm sure will be celebrated by so many people, not only in Romania but elsewhere, who have got to know what a remarkable man King Michael is. And he's somebody who I've admired for all the time that I've known him. And I've also minded deeply about his predicament over so many years. So it's wonderful to be able to take this opportunity to remember a very special character on his birthday. La 25 octombrie 1921, la Sinaia,
În foișor, lângă castelul Peleș al bunicilor, regele Ferdinand și regina Maria, și al străbunicilor, regele Carol I și regina Elisabeta, s-a născut principele Mihai. Primii ani ai copilăriei îi petrece în casa de pe Chiselef, din București. Atmosfera plină de iubire și de o nesfârșită duioșie creată de mama sa, regina Elena, îi se va întipări în minte și mai ales în suflet pentru totdeauna. Din fotografii răzbate chipul unui copil frumos, cu o fire meditativă, interiorizată. Tristețe, zâmbetele sunt extrem de rare și atunci abia schițate. Un copil serios, care nu pierdea ocazia să-și exprime foarte ferm ceea ce primise în educația sa. Se povestește că odată, mergând cu regina mamă la biserică pentru împărtășanie, i-ar fi spus preotului: "Mulțumesc, nu beau niciodată vin dimineața." Din cea mai fragedă copilărie, tot ce e motor și mașină devine o pasiune care nu-l va părăsi niciodată. Mașină? De unde a venit pasiunea asta, nu știu. M-am cam enervat pe tatăl meu, pentru că în loc să facem poezie, să scriem, nu știu mai ce, eu mă duc la mâine să încercăm să fac ceva cu mașină. De fapt, și el conducea de nu știu când, pe Ciprian Nicolae făcea chiar curse, la un moment dat, surorile tatălui meu, fiecare conducea, nu mai știu când, eu am început să pun mâna pe volan până la 1927. Am condus chiar una de mașinile mame, care pe vremea Lancia din 1926-27. Chiar Rolls-Royce-ul regeritat din altă, după ce a murit, chiar l-am condus pe ăsta. Te stăteam pe genunchi șoferile, fiindcă nu ajungeam la pedale. Și da, făceam cu volanul și schimbam eu viteză, așa că am început, dar... Și de acolo a venit pe pasiunea, nu numai de condus, dar să află cum merg lucrurile. Și asta a rămas până ziua lasă. Îmi face mulțumit, asta e o chestie pur personală, că am o destul de mare experiență, pentru că din 27 până astăzi nu m-am oprit să conduc o zonă. În 1937, când am devenit ofițer la Sinaia, Ministerul Aerului și Marinii, cum era pe vremea aceea, mi-a făcut cadou un Jaguar Sport, care în timpul lui câștigase o grămadă de raliuri și curse în Anglia și pe diferite alte părți în Europa. Și mi l-a făcut cadou la Sinaia. Asta mi-a rămas foarte mult, fiindcă era o mașină splendidă, cam mică de intrare, visoare lungi, dar în fine. Altă mașină a fost un Bentley, care l-am avut în 1939. O mașină de epocă încă acum. După moartea regelui Ferdinand și renunțarea la tron a tatălui său, principele Carol al II-lea, la 6 ani, devine rege. Adică, acum 79 de ani. La 8 ani, este detronat de tatăl său. Tatăl meu a făcut o școală specială pentru mine, trebuie să spun că i-am mulțumit foarte mult. După ani am dat seama, fiindcă era început cu 12 colegii mei din toate părțile țării, aleși de către Ministerul Educației Publice după acea vreme, așa că și din toate statele sociale. Aveam
un coleg care era fiul unui mecanic de locomotivă, până la unul care era fiul unui industrialist. Am plecat de la școala primară din satul Pecheștea, din Basarabia, la Chișinău, la liceul Alexandru Donici, pentru studii superioare. Era prima generație din sat care pleca la studii în anul 1928. După câteva săptămâni de zile după ce am început școala, a venit un profesor, domnul profesor Nicolae Saxu, de la București, care a fost profesorul Mariei sale, Marele Voivod Mihai, în timp la școala primară, care a făcut el, și a stat de vorbă cu câțiva elevi din acest liceu, din clasa noastră. Și după vreo câteva săptămâni am primit o invitație din partea directorului de la liceu ca să merg la București să fac clasa cu Marele Voivod Mihai. Cum am sosit în clasă, în prima pauză, a venit la mine că era mai dezvoltat decât media care era între colegii ceilalți, m-a privit la mușcă, cea tu să fii în tabăra mea, fiindcă în pauză ne luptăm cu Cernovodeanu. Nu făcea nicio diferență între mine și între ceilalți. Marța, de exemplu, la prânz, toată clasa se mânca împreună cu regele Carol al II-lea și toți profesorii, toți, iar în celelalte zile, la prânz seara, când avea regele Carol al II-lea Mosafir, invita și 2-3 elevi ca să aibă și voivodul un anturaj. În felul ăsta am cunoscut toată clasa politică care s-a perindat pe perioada celor 5 ani care am fost coleg cu Marele Voivod Mihai. După Chiaburu, el fiind în Basarabia, când cu toate schimbările astea și-au venit rușii aici, sovietice, știu că atunci când puneam mâna pe toți pasarabinii care erau și mi deportau. Când am auzit de asta, am reușit până ascuns și l-am trimis într-unul din domeniile coroane. Dacă nu mă înșel, cred că se chema Segarță, cred. Și acolo am stat ascuns și nu l-am găsit. Așa că se puțin la satisfacția că a rămas în viață și acum e în față și văd încă mâncăm. Taică meu era pe atunci ministrul României la Roma și a primit un anunț că băiatul lui, adică eu, trebuia să mă prezint în București să viu să intru în clasa maestății sale. Și am venit la București, am țara bunica mea și maestatea sa, regele, așa cum o făcea și după aceea când eram în București, știa adresa mea, venea cu mașina și după masa mă lua cu mașina și mergeam la pasiunea lui, bineînțeles. Avea diverse mașini din astea de două locuri. Ultimul care îl țin minte era un Jaguar foarte frumos. Îmi punea, era un loc în spate și ne duceam la Băneasa, vânea cior, mi-aduc aminte că făcea viraje pe gheață cu mașina, își făcea vânt așa și pe urmă cotea și aia începea să se trotească, în fine. La sfârșitul fiecărui an școlar, 3 săptămâni înainte de sfârșitul acțiunii, de fapt, plecam în ceea ce se numea curs de sinteză. Și în fiecare an într-un alt, o altă parte din țări. Din punct de vedere geografic, geologic, istoric, cultural. Și pentru aceste subiecte veneau cu noi profesorii respectivi. Oriunde mergeam, se alegea un centru. Și noi veneam toți cu trenul de aici, locuiam în tren, aveam unul sau două autobuze ale școlii cu care umblam în toate părțile locale de acolo.
făceam cursurile de istorie, dacă erau locuri unde a fost bătălii în trecut, în Evul Mediu chiar, se vedea la fața locului. De exemplu, s-a misegetuză, acolo ne-a plimbat pe toate locurile, numai ca o plimbare de turism. În fiecare loc se va explica ceva ce s-a întâmplat, de ce casa aia, așa, și așa mai pe dincolo. În altă dată am fost la Petroșan, cum am trecut acum pe acolo, tot cu toți băieții noștri și am intrat în Romină, în Cărbune. Cu liftul până jos și ne-am tărut pe jos, acolo se făcut să țină lucrurile. Maestatea sa era o fire foarte, foarte caldă și dreaptă, totuși. Și eu pot să spun, cum am mai spus de mai multe ori, că era și este un om foarte inteligent. Eu eram în vacanțe vara la tata, la Roma, și mi-a sunat să viu la Florența. Și am venit la Florența și am stat acolo cu regina mamă, care era o ființă fantastică, extraordinară. Și ne plimbam pe insulă cu bicicletele și mi-aduc aminte că odată dânsul avea, maestatea sa avea o bicicletă și eu alta bărbătească, de asta cu bar. Și el a luat-o pe mama lui pe bară și eu am luat-o pe sora mamei lui, pe Irina a Grecii, și am făcut un tur așa și eram terorizat că dacă aș fi căzut, vă închipuiți ce se întâmpla. La aproape 19 ani, a redevenit rege și mareșal al armatei române. La 23 august 1944, când hotărăște întoarcerea armelor de partea aliaților, avea 22 de ani. Gestul său a scurtat războiul cu 6 luni și a salvat sute de mii de vieți omenești. Este singurul șef de stat în viață care a condus o țară participantă la cel de-al doilea război mondial. I-a întâlnit pe Hitler și pe Mussolini, pe Truman și pe Churchill. A fost decorat și de Uniunea Sovietică și de Statele Unite ale Americii în același timp. I mean, having, as I say, known him for a long time, he's one of those remarkable people who can remain calm and collected in all circumstances. And I've always so admired his statesmanlike qualities and his patience and his understanding about other people, and also I think his endurance and fortitude for when you think what he's had to go through throughout his life, and it always seemed to me that it must have been the most appallingly traumatic period when he had to leave his own country so young in the face of these impossible circumstances, and then live abroad for the rest of his life. And so for somebody so patient and so remarkable, I think it's wonderful that things have come full circle and he's now able to return to Romania at different times of the year and to be there and to return to his own homeland. And I can imagine the appalling, heartbreaking nature of being separated from
the place and the country you love and from the people that he, I know, loved so much. So it's wonderful that he's able to return. La Clarence House, palatul reședință al alteței sale regale, prințul de Wales, pulsează timpurile mari ale istoriei. Între ele, un timp al istoriei noastre. Bunica regelui Mihai, regina Maria, a trăit aici până la vârsta de 17 ani. Mi-aduc foarte bine aminte când am cunoscut prima dată pe majestatea sa regele. A fost la New York acum vreo 12 ani, cred că era în 94. O cunoscusem în prealabil pe alteța sa, principesa Margarita, și începusem să lucrez cu ea relativ puțin în acea perioadă în ceea ce privește operele sale de caritate. Și pe urmă am avut mare onoarea și plăcere de a fi invitat la o recepție de către familia Forbes, bineînțeles una dintre familiile proeminente din New York. Au dat o recepție în onoarea majestăților lor și am avut și eu plăcerea și onoarea de a fi invitat. Și acolo a fost prima dată când l-am cunoscut pe majestatea sa, regele Mihai. Eram, bineînțeles, foarte emoționat. A fost un moment deosebit pentru mine. După cum vedeți bine, îl țin minte și astăzi, foarte, în toate detaliile. Clădirea în care se află Muzeul Forbes este o clădire foarte frumoasă, în care sunt câteva muzee la parter. Unul dintre muzee este dedicat ouălor Fabergé și cealaltă parte a muzeului sunt soldați de plumb, o colecție faimoasă de soldați de plumb. Și în timp ce mă plimbam printre soldații de plumb, m-am întâlnit cu majestatea sa, care vizita și el acolo, și la un moment dat am fost numai noi doi împreună. Și ăla a fost momentul în care ne-am cunoscut într-adevăr. A fost un moment de mare emoție. Am această mare bucurie de a descoperi personalitatea majestății sale. Nu este o personalitate care se revelează în primul moment. Probabil că primele momente în care cineva are onoarea de a-l cunoaște pe rege sunt momente în care majestatea sa apare oarecum retras și timid. După cum știți foarte bine, are o personalitate oarecum circumspectă și nu vorbește foarte mult. Însă bucuria de a-l cunoaște prin asta devine și mai mare, pentru că este un proces de descoperire care ia loc încet, încet. Însă bucuriile sunt extraordinare, pentru că în spatele acestui aspect timid și tăcut, dacă vreți, este o persoană extrem de bogată din punct de vedere spiritual, o persoană care, bineînțeles, emoția este extraordinară să auzi direct din gura majestății sale istoria României, deci este o extraordinară descoperire. Și pe de altă parte este și descoperirea unei personalități foarte calde, cu simțul umorului, foarte apropiat de oameni, foarte modest în anumite privințe. Deci este o mare bucurie, pentru că este o descoperire care are loc în mod gradual. Je me rappelle toujours de les vacances qu'on a eues ensemble pendant l'été, quand on est allé à Saint-Tropez ensemble en famille. Et la chose que je me rappelle le plus quand j'étais toute petite, c'était que mon père m'a appris à nager. Et je me rappelle que après des heures d'essayer de nous faire nager comme il faut, enfin j'ai réalisé, j'ai pu le faire.
Et j'étais tellement heureux. Et puis le sourire sur le visage de mon père, je n'oublierai jamais parce qu'il était tellement fier que j'ai appris à nager comme il faut. Ça, c'était un des moments qui a resté dans mon enfance. Et je dois dire simplement que j'ai énormément de respect pour mon père. Et je trouve qu'il est une personne extraordinaire. Et il nous a montré, nous tous comme enfants et comme adultes, qu'il faut vraiment penser toujours aux autres, il faut servir notre pays. Ce que lui, il a fait, il continue de faire. Et que nous aussi, en filles, on sert notre pays. On aime beaucoup la Roumanie. Et mon père, toutes les années qu'il a passées en Suisse, il a toujours parlé de la Roumanie. C'est chez moi. Et un jour, je vais rentrer chez moi. Et cela m'a beaucoup touchée. Et je suis tellement reconnaissante à mon père de nous montrer ce sentiment. Parce que la Roumanie était toujours très vif dans notre esprit. Et souvent, j'ai voulu vraiment savoir mon père, peut-être pas comme mon père, parce que là, j'aurais pu voir et reconnaître une personne très sensible, très chaleureuse et très spirituelle. Et lui aussi, il m'a montré que Dieu peut toujours être dans la vie, dans sa vie. Quand j'avais 18 ans, j'étais en Australie, et c'était là pour la première fois que j'ai rencontré beaucoup de Roumains. Et là, j'ai vu aussi ce que mon père était pour le pays, pour le pays. Et que là, j'ai vu pour la première fois que j'avais cette responsabilité vers la Roumanie et vers ma famille. A fost mereu prezent în viața mea de când sunt mică, când am fost mică, dar a fost o prezență care a trecut. Nu vorbea prea mult când am fost copil, pentru că a fost atât de trist că nu mai poate să vină în România și pentru suferințele țării. Dar mai târziu s-a revenit puțin și ne-a condus la școală. Și am fost foarte mândră că mi-a condus în mașina lui și așa mai departe. Și când am avut o mașină a mea, el este foarte specializat în mecanică. Deci niciodată am mers la garaj pentru că el m-a aranjat mașina. Deci asta sunt. Și a fost este o persoană foarte justă. Și n-am putut niciodată să minte că el a știut imediat și... Și m-a învățat să nu mint. Și cred că mai târziu am înțeles o altă dimensiune, că el este și un om de stat, și un om care a condus o țară, și un om care a suferit pentru țara asta și care avea în inima lui numai dragostea pentru România. Și asta m-a învățat mult în viața mea, să am și eu această dragoste, grație lui. Și cel care am înțeles mai târziu că este un mare democrat, un om și modern, pentru că este tot timpul, e incredibil cum spiritul lui este tânăr și îl admir mult pentru, de exemplu, ce a făcut în timpul războiului când a făcut această grevă regală. Asta a fost mare curaj. Și este un om european, prin ființa lui. Pour nous, ça veut dire qu'on rajeunit pas, que maintenant que mon mari aura 85 ans,
Et moi, j'aurais... Je viens d'avoir 82, je crois. C'est 82 ou 83, je ne me rappelle plus maintenant. Parce que on ne compte pas les dates dans les anniversaires. Pour nous, c'est une réunion de famille qu'on peut le faire. Ça a toujours été. Maintenant, c'est plus difficile à cause que nos enfants sont dans le monde entier. Nous avons deux en Amérique, une en France, l'autre en Angleterre, et l'aîné qui habite ici, en Roumanie. Alors, pour vous dire, c'est assez difficile de se rencontrer cinq fois par an, six, ensemble. Alors maintenant, on emploie le téléphone et on dit « Happy birthday », que nous avons toujours dit en anglais. Et c'est ça, les anniversaires. On les passe, on essaie de les passer ensemble. La seule chose, peut-être la différence que nous avons, c'est d'avoir un gâteau au chocolat. Avec une bougie seulement pour la vie, parce qu'il y en a trop autour. Cunoscând istoria Europei și trăind mai mult decât o jumătate din viața mea în Europa, în România și acum în Anglia, întotdeauna am crezut că monarhia constituțională, bineînțeles, reprezintă forma cea mai bună de guvernare pentru țările europene. Și cred că e ușor de demonstrat, pentru că dacă vă uitați astăzi în Europa, cele mai respectate, țările cu unde calitatea vieții este cea mai plăcută, țările care nu au cunoscut dictatura, țările care nu au cunoscut fascismul și comunismul, sunt monarhiile constituționale. Țările cele mai de prestigiu astăzi, după părerea mea, sunt monarhiile constituționale. Suntem aici în Anglia, la Londra, în mijlocul istoriei engleze și este extraordinar cât a însemnat pentru Anglia existența unei monarhii constituționale. I-a protejat împotriva dictaturii, i-a protejat împotriva vulgarizării și a reprezentat un garant al democrației. Țările care și-au pierdut monarhul în Europa au cunoscut întotdeauna, fără excepție, o perioadă de tulburări și chiar anumite cazuri băi de sânge care au luat loc după ce a fost îndepărtată monarhia. Monarhia reprezintă un simbol al unității naționale și al continuității istorice. Având în fruntea unei țări o monarhie care respectă anumite norme de comportament, anumite maniere, anumit fel de a vorbi, anumit fel de a trata lumea, este foarte important și este un antidot împotriva vulgarizării pe care îl reprezintă lumea contemporană. Familia regală e un argument european al României. Dacă cei 140 de ani din anul 2006 sunt timpul de când România a avut forța să pună pe scaunul de șef al statului un european, primul din istoria ei, cu adevărat biologic european, dacă 125 de ani din 1881 sunt o aniversare legată de primul moment în care România a reușit să se așeze pe harta Europei ca stat suveran și independent cu acest nume, aniversarea de astăzi, 85 de ani ai acestui rege al așteptării, are semnificație europeană pentru că, măcar după 6 decenii de umilință și deznădejde, vede că întreaga Europa se întoarce la credința lui, la cuvintele lui, fiindcă deceniile lui de așteptare au fost pentru aceste principii pe care astăzi, în mod liber, societatea românească le îmbrățișează cu naturalețe. Așa că aș vrea să vă spun, Majestate, la mulți ani, ca oștean al armatei române, pentru că astăzi e și ziua armatei, și să vă urez încă 60 de ani care să-i vindece pe acești primi 60. The great joy was to be able to visit the country for the first time, I think it's about 80 years ago now, and it far surpassed my expectations. And also, I felt deeply for what the Romanian people had had to go through and endure for so long.
And so when I went there, it was a great joy to meet Romanians and to hear their stories and their accounts of what had happened. And also, I try to return as often as I possibly can to take an interest in the different projects, which I hope might make a little difference to the lives of Romanians and indeed their country. So I do have a great affection for that very special part of the world, which was denied to so many people for so long. So that in itself made it even more special when it was possible to see the country and to meet the people. And I do hope that Romania will have a shining future, because she certainly deserves it, I think, after all these years. And as I say, what little I can do to help restore parts of the country, I will try and do, out of great affection. După ce ne s-a întâmplat nouă în familie, ce s-a întâmplat și a trebuit să plecăm de aici, familiile noastre din Europa, trebuie să spun, s-a purtat cât se poate de omenos și de prieteniște, cum a fost totdeauna, nu a fost niciun fel de diferență. În lumea cealaltă, dar când se întâmplă lucrurile de astea, nu te mai cunoaște nimeni, din păcate. Dar familia noastră a fost perfect. Este un moment, în primul rând, de bucurie, pentru că Majestatea sa, Regele Mihai, împlinește 85 de ani, dar nu numai că împlinește 85 de ani, dar la vârsta de 85 de ani este în deplină capacitate fizică și mentală. Este un om sănătos, un om care judecă în mod sănătos. Este un om tânăr, din toate punctele de vedere. Dacă îmi permit să aduc ceva din... A fost umilit aproape de faptul că Majestatea sa a insistat acum câteva săptămâni să vină să mă ia cu mașina de la Geneva, de la aeroport. Și a condus ca o persoană de 25 de ani. Este un moment de bucurie ca să vedem că în anul 2006 Regele Mihai mai este încă în picioare, pe când toți cei care au încercat să-i facă rău au dispărut. Însă este și un moment de tristețe, după părerea mea, pentru că este un moment în care să ne gândim ce am pierdut prin faptul că Majestatea Regele Mihai a fost îndepărtat din funcția sa de suveran legitim al României printr-o lovitură de stat și nu și-a putut continua funcțiile ca monarh constituțional. Este un moment de tristețe pentru că România, dacă ar fi avut în fruntea sa pe Regele Mihai în acest ultim 60 de ani, ar fi fost complet o altă țară, ar fi fost o țară mult mai fericită, mult mai prosperă. Deci este și un moment de tristețe, deci bucurie și tristețe în același timp. Cel mai important este, din nou, că îl avem printre noi, că este sănătos și nu putem decât împreună cu întreaga națiune să-i urăm multă sănătate și fericire și la mulți ani. Regele Mihai, cel mai longeviv suveran al României, a fost și cel mai încercat de soartă. Exilul de peste 5 decenii a lăsat urme adânci. Mai devreme sau mai târziu, spunea Vintilă Horia, scriitor exilat, fiecare lucru și fiecare ființă se vor întoarce la locul lor pentru ca ordinea divină să nu aibă de suferit. Regele Mihai s-a întors după 54 de ani la Palatul Elisabeta, în aceleași camere din care a plecat la 30 decembrie 1947. Încăperea în care Vyshinsky a trântit ușa crăpând zidul este și astăzi, ca și acum 59 de ani, biroul Majestății sale. Cred că nu e vorba, eu nu vorbesc în asta de vârstă. Vârsta e vârsta, cum este, dar anii care trec. Și văd că toate încăierările care s-au făcut în lumea asta și în Europa și la noi, războaie și una și alta, numai bine n-a ieșit.
Chiar și după primul război mondial s-au schimbat o grămadă de lucruri. Nu mai vorbesc ce s-a întâmplat după al doilea război, unde toată lumea s-a fost pusă pe dos. Dar chiar aș dori eu ca oamenii noștri să le vie mintea la cap. Nu avem o situație imposibilă în țara noastră în urma comunismului și a rușilor. Tot nu ne-am sculat încă, nu ne-am deșteptat. Văd o gamare de tendințe în toate părțile. Astea sunt, bun, așa zisa, democrație. Dar asta merge până la un punct care depășește orice. Până am putut să vină înapoi aici, 97, definitiv, în fine, definitiv, liber. Și cu insistențele guvernului și între noi, cum am vorbit, am văzut să fac acest prim tur în Europa pentru NATO. N-am mers prima dată, bun, dar cel puțin am avut contacte care se deosebeau complet de ce s-a întâmplat înainte. Pentru că, pe lângă membrii familiei în care, țara care mergeam, am fost primit în parlamentele respective, am văzut o grămadă de alte lume, am văzut prim-ministri, miniștri, lucruri care înainte, aproape cât sunt toți ați spatele. Păi m-a venit al doilea tur, unde a fost chiar mai tare lucru, și acolo am reușit. Nu zic că eu am făcut totul, nu, asta niciodată, dar totuși cred că am ajutat destul de mult și am avut mare satisfacție să fac că l-au primit în NATO. Și primirea în NATO este un lucru, eu găsesc, extrem de important. Chestia europeană, acolo eu nu m-am băgat așa de mult, fiindcă eu în spiritul meu sunt mai mult militar decât politician. Și europeană, Uniunea Europeană este mai mult politică, NATO este militar. Dar pot să spun că astea sunt cele două lucruri. Să vedem ce se întâmplă acum la sfârșitul anului, în 2007. Sper să ieși fie, că se vorbă mult, dar nu știu dacă iese până la urmă. Dar pare că o să fie. Asta are și satisfacție pentru mine, astea cele două lucruri. Et maintenant, nous fêtons aujourd'hui, je veux dire cette semaine, l'anniversaire de mon mari ici, dans son pays enfin, dans sa patrie, qui était la mienne aussi, parce que le moment que j'ai épousé le roi, la Roumanie est devenue ma patrie. Mais la patrie, c'est pas le pays, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Et voilà ce que je sens pour la Roumanie. C'est une joie et c'est un amour pour cette patrie qui est la patrie de mon mari. Sunt atât de fericită și onorată să pot să aduc urările mele. Majestatea voastră, vă doresc sănătate, viață lungă și din toată inima tot ce vă doriți. Cu multă dragoste, majestatea voastră, la mulți ani!